prima mea întrebare este dacă ați mai participat vreodată într-un spectacol de teatru TV. Nu, din păcate, din păcate zic, dar sper să urmeze multe altele de acum încolo, pentru că mi-a plăcut teribil să fac asta. Și acum, dacă ați putea să dezvoltați un pic, cum a fost ca experiență? Păi, eu zic așa, că a fost o experiență cu de toate, nu știu, cred că a fost aproape tot ce și-ar putea dori un actor în experiența asta, pentru că am repetat ca la teatru, pe urmă a trebuit să adaptăm spectacolul pentru a-l juca afară, acolo la voi, în televiziune. După aia am făcut film și numai că am făcut film, nu l-am făcut în studio, l-am făcut afară, deci e ceva între teatru și film. Și acum urmează să-l jucăm, sperăm noi, ani mulți, la un teatru aici. Ia, a fost minunat. Nu vrea să mă lași să dau. Te-ai dacă ce ar fi sufletul tău, graful ar fi magic, degetele ce faci cu sufletul tău și gura, spațiul intergalactic sau uitarea. Sau ce-o fi chestia uriașă care abar n-are că noi existăm sau că lumea există sau că existența există? Mă duc pe carosabil. Poți să mă ții? Da. Și... ia, și... și... lasă-mă un pic mai. Și... veți morți. Poți să faci asta? Să fac, dar acum n-aș schimba. Vrei să te duci acolo pe jos? Acum mă sperie. Bine, ok. Du-te pe jos. Din perspectiva regizorului, care a făcut odată spectacolul pe scena unui teatru. Și apoi a trebuit să-l treacă în registrul teatrului de televiziune. Ce ați putea să ne spuneți despre acest tip de proces, de trecere de la teatru de pe scenă, al spectacolului de pe scenă, în zona teatrului de televiziune? E fantastic. Pentru mine, în primul rând, a fost pentru prima oară când am făcut asta și bucuria pe care am trăit-o este inegalabilă. În ce privește strict întrebarea dumneavoastră, e total diferit procesul. Aici ceea ce ai lucrat într-o seară se întâmplă și se poate întâmpla într-un fel sau alt fel. Dincolo, ceea ce ai lucrat în televiziune, dacă nu ți-a ieșit, atunci aia e bătut în cuie. Nu se mai schimbă de la o seară la alta. Și atunci responsabilitatea e uriașă, munca este uriașă, însă am avut norocul de a fi înconjurată de o echipă de oameni incredibili, care m-au ajutat foarte mult în frunte cu cei doi producători, Cristina Anton și Silviu Jicman, și continuând cu editorul, domnul Marciuc, și cu sunetistul, domnul Cornel Ciuleanu. Au fost atât de aproape de proiect, de parcă ar fi fost al lor și au dăruit atâta timp, energie și dragoste, încât nu pot decât să spun că aș vrea să fac la infinit televiziune ca să am parte de întâlnirea cu astfel de oameni. Dar ce faceți aici? Vorbim. Vorbim și vorbim și vorbim. Mă întreb de spectacolul care se joacă pe scenă sau de jucăria noastră pe care am făcut-o pentru televiziune? Despre experiența din televiziune. Normal. Așa, mă gândeam eu. Păi a fost una foarte firească și naturală, adică nu știam mai nimic înainte să începem filmările. Adică eu mă așteptam să fie un studio, să fie niște decoruri și să fie tot amplasamentul ăla care se semne puțin cu ce avem noi aici la teatru. Și când ne-am trezit acolo în natură, totul a curs așa firesc și natural și parcă era normal să fim acolo. Chapter 3. More, there's got to be more famous people in here somewhere. I didn't want to be an actor. I really wanted to be a writer. When I was a kid, my mom's father was a best-selling novelist in the 30s and 40s in England. No one remembers his name anymore. And my uncles were also writers. And I wanted to be a writer. And I went to university. And my teachers said I was a very bad writer and I should give it up. So I dropped out of school. I had a girlfriend who was older. And she was like, I'm moving to the city, kid. And I was like, okay, I'll go with
you. So then I had got this agent by doing like summer stock, and I kind of came on to the woman who was running the summer stock theater company, who was this older alcoholic woman whose husband was very rich, and so she, you know, ran this theater company basically to get young boys up there, and she like kissed me. I was like 17, and she was like, kiss me now, be awkward later, and I'll get you an agent. What I'm saying doesn't leave this room. Vandalul este un spectacol care trebuie vizionat, mai ales la ora la care a fost programat, la 21:10 pe data de 19. Îi asigur pe telespectatori că vor dormi mult mai bine după ce îl vor vedea. Este o poveste despre singurătate și mulți oameni sunt singuri, iar după ce vezi Vandalul, pui capul pe pernă și te simți mai puțin singur. Vă mulțumesc mult!